Vă salut, dragi prieteni! Vă spun bun găsit și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Astăzi vă prezint un tratament care promite să distrugă cancerul și alte boli incurabile. Este vorba despre cura de 42 de zile a lui Breuss, un faimos terapeut care a vindecat prin tratamentul său mii de pacienți. Acest material conține informații preluate din cartea lui Rudolf Breuss, Tratamentul total al cancerului, modalități de tratare a cancerului, leucemiei și altor boli incurabile. Carte care a fost tradusă în 7 limbi și care a fost vândută în peste 1 milion de copii. În prezent există mii de mărturii ale pacienților vindecați, care atestă faptul că tratamentul lui Breuss i-a vindecat. Cura austriacului Rudolf Breuss se bazează pe detoxifierea totală a organismului și pe menținerea lui la limita subzistenței, fără proteină, din studii ajungându-se la concluzia că într-o astfel de situație, sângele devorează tot ceea ce este străin corpului. Mai exact, această cură constă în faptul că timp de 42 de zile nu este permis a se consuma altceva decât sucuri de legume și ceaiuri corespunzătoare, pregătite în condiții specifice. Prin autoînfometare în timpul curei, prin privarea corpului de unele elemente, mai ales de proteine, organismul consumă sau elimină tot ce nu îi aparține, inclusiv tumoarea canceroasă și orice depozite de reziduri. Breuss a insistat în permanență asupra ideii că tumoarea canceroasă trebuie consumată de organism în timpul curei de slăbire. Cel ce cunoaște ce înseamnă regimul de post alimentar, înțelege că în acest interval de post, organismul elimină tot ceea ce nu își are rostul normal în trup și tot ceea ce nu este sănătos, atâta timp cât mai dispune de rezervele sale de forță. Cancerul apare la oameni datorită unei anumite tendințe spre această boală, precum și prin interacțiunile dintre mai multe vătămări ale sănătății. O tumoare canceroasă apare în corp acolo unde se exercită presiuni crescute de lungă durată. Sângele nu mai circulă, încetând să irige regiunea respectivă și celulele ar urma să moară. Dar cum și aceste celule doresc să trăiască, ele consumă din mediul înconjurător tot ceea ce le lipsește. Prin acest fenomen apare o formație independentă, care la început crește foarte lent, uneori în 10 sau mai mulți ani. Apoi, dintr-o dată, începe să prolifereze rapid și poate deveni o tumoare mare pe care o numim cancer. Dacă o tumoare mică și inofensivă este tăiată sau apăsată, atunci ea poate deveni sălbatică, adică celulele canceroase pătrund în sânge și iau naștere metastazele. Cu alte cuvinte, specialiștii ne recomandă să lăsăm în pace nodulețele și nodulele. Tumoarea canceroasă trăiește numai prin aportul de albumină, ne spune Rudolf Breuss. Datorită curei cu sucuri și ceaiuri a lui Breuss, se oprește alimentarea din exterior cu albumină. Însă, pentru că organismul nu poate trăi fără această substanță, sângele înfometat de albumină atacă în corp tot ce este suplimentar, vegetațiile, aglomerările de impurități și tumorile. Este o adevărată operație fără cuțit pe care o execută sângele omului. Orice tumoare este devorată în decurs de 42 de zile, ne spune Breuss. În plus, deoarece în timpul formării celulelor canceroase, metabolismul mineral din celule este dereglat, sucurile de legume, având un conținut de minerale asimilabile, compensează respectivul deficit. Cura lui Breuss a dat rezultate extraordinare în cazul multor bolnavi de cancer. Totodată ea se recomandă și în următoarele cazuri. Prevenirea îmbolnăvirilor de cancer, regenerarea întregului organism și însănătoșirea sângelui. Pentru suferințe articulare, artrită, artroză, în combinație cu o cură de băi. Și în cazul altor îmbolnăviri, în condiții și combinații specifice fiecărei boli în parte. Prin aplicarea acestei cure de legume și ceaiuri,
Rudolf Breuss a vindecat câteva mii de cazuri de cancer, mai ales leucemie, numeroase boli ale articulațiilor, precum și alte boli de diferite tipuri. Iată în continuare câteva reguli foarte importante de care trebuie ținut seama de către cei care doresc să urmeze dieta lui Breuss. Injecțiile sau razele, ori alte tratamente medicamentoase, sunt interzise în timpul curei. Nu este indicată efectuarea curei imediat după o operație, ci se așteaptă minimum 2-5 luni, când organismul se va restabili, iar pacientul se va simți relativ destul de puternic. Bolnavii care au fost tratați cu citostatice, mijloace ce distrug celulele, trebuie să bea zilnic suc mult timp pentru a menține celulele care nu au fost încă distruse. Persoanele care înainte de începerea curei au pierdut mult în greutate și sunt slabe, au voie să mănânce zilnic o ceașcă cu supă de ovăz alături de sucuri, dar preferabil ar fi să se renunțe la aceasta. După circa 10 zile de cură, poate să apară o criză care nu trebuie să îngrijoreze sau să conducă la întreruperea tratamentului. Cura nu se întrerupe brusc. Se bea mai departe câte o cană de suc de legume pe zi și se începe cu mâncăruri ușoare, supă cu tăieței, de zarzavaturi, sucuri, apoi câte puțină carne de pasăre, mai corect, proteine nu din carne, ci din fasole uscată amestecată cu bob, făcute piure cu ulei nerafinat, puțină sare și ceapă sau usturoi. Atenție la ceapă! Folosiți cepe mici, care să fie consumate imediat, deoarece ceapa este un uimitor absorbant de microbi, viruși, deci nu lăsați ceapa tăiată pentru a o consuma mai târziu. Pentru proteine, puteți consuma linte, mazăre, fasole, nuci. În cursul curei, pacientul este bine să fie activ, adică să lucreze sau să facă plimbări și mișcări în aer liber. Cura se face la recomandarea și sub supraveghere medicală. Amestecul de sucuri al lui Breuss pentru postul de 42 de zile constă din sfeclă roșie, morcovi, țelină, ridiche neagră și cartofi. În special suc de cartofi, care este unul dintre cele mai bune alimente alcaline și are un efect foarte bun în cazurile severe de boală. Totuși, el este de obicei desconsiderat în clinicile care aplică tratamente naturiste, pentru că are un gust neplăcut. Breuss recomandă un ceai din coș de cartofi drept alternativă. Rudolf Breuss recomandă de asemenea pacienților 250 de mililitri din acest amestec de sucuri pe zi, pentru câteva zile, înainte de a începe postul propriu-zis, pentru ca bolnavul să se obișnuiască cu el. Cura totală a lui Breuss cuprinde, pe parcursul celor 42 de zile, consumul de ceai de salvie, ceai de salvie cu sunătoare, roiniță și mentă, ceai pentru rinichi, a cărui rețetă o vom vedea în continuare, și sucul de legume. Breuss recomandă și ceaiul de gălbenele, binecunoscut ca remediu împotriva cancerului, și dă instrucțiuni precise asupra modului de preparare a ceaiului. În timpul acestui tratament nu este permis să mâncați, timp de 42 de zile, nimic altceva decât suc de legume și ceaiurile recomandate, doar în cantitățile stabilite. Se pot consuma până la 500 de mililitri de suc pe zi pentru a satisface foamea, însă cu cât mai puțin, cu atât mai bine. Începem cu ceaiul de salvie. Atenție! Pentru băut, salvia nu trebuie infuzată, ci fiartă. Într-un ibric cu apă, se pune planta cât se ia cu 3 degete și se lasă să fiarbă exact 3 minute. Apoi se dă deoparte de pe foc. După alte 3-5 minute, se filtrează. Se bea în timpul zilei, în pauzele dintre celelalte ceaiuri și sucuri, sau când pacientului este foame ori sete. Fără interdicție, se poate bea cât se dorește, rece și fără zahăr. Salvia conține o gamă largă de uleiuri esențiale care sunt foarte importante pentru gargară, dar aceste uleiuri nu trebuie să fie prezente în ceaiul de băut. Astfel, ele sunt eliminate în exact 3 minute prin evaporare în timpul fierberii. În acel moment,
fiind eliberată și o enzimă activă care este foarte importantă pentru toate glandele, măduva spinării și discuri. Din aceste motive, trebuie să beți ceaiul de salvie în fiecare zi, toată viața. Dacă veți proceda astfel, foarte rar vă veți mai îmbolnăvi, ne recomandă Rudolf Breuss. Ceai de salvie cu sunătoare, roiniță și mentă. Se fierbe salvia 3 minute, așa cum am văzut puțin mai devreme. Apoi se pun celelalte plante și se dă deoparte, se ține la infuzat. Se bea cald, o ceașcă, două pe zi, conform programului pe care îl vom vedea un pic mai târziu. Ceaiul pentru rinichi sau ceaiul Breuss este unul dintre cele mai importante din cele prescrise de Breuss. Trebuie respectate strict următoarele cantități de plante, amestecul fiind suficient pentru un tratament de 3 săptămâni pentru o persoană. Cât durează o cură de rinichi, nu se va lua mai mult de 3 săptămâni. Așadar, este nevoie de 15 grame de coada calului, 10 grame de urzici tinere uscate, 8 grame de troscot și 6 grame de sunătoare. Toate acestea sunt mărunțite și amestecate bine. Ceaiul se prepară astfel. Se pune un ibric cu apă, 200 de ml, la fiert. Când fierbe, se dă deoparte și se adaugă o doză, adică atât cât se ia cu 3 degete, și se lasă acoperit pentru a infuza 10 minute. Se strecoară și lichidul se pune într-o cană. Peste zaț, adică peste plantele rămase în sită, se pun alte 2 căni cu apă fierbinte și se fierb timp de 10 minute. Se strecoară și se amestecă cu prima cană. De ce se prepară ceaiul pentru rinichi în acest mod? Există 5 substanțe în ceaiul pentru rinichi care nu trebuie fierte, altfel vor fi distruse. Există totuși a 6-a substanță, acid silicic, pe care o obținem doar când fierbem ceaiul, partea solidă rămasă, timp de 10 minute. Ceaiul pentru rinichi trebuie să fie luat doar 3 săptămâni, spuneam. O jumătate de cană cu ceai rece trebuie luată pentru început dimineața pe stomacul gol, apoi înainte de prânz și apoi din nou înainte de culcare. După 3 săptămâni, se întrerupe cura cu ceai pentru rinichi. După o pauză de 2-3 săptămâni, se poate bea din nou ceai pentru rinichi după necesități. În timpul acestei perioade nu se consumă supă de carne, de porc sau de vacă. Și am ajuns la sucul de zarzavat, care se filtrează de 2 ori și care se prepară din legume cultivate organic, folosind următoarea rețetă. 300 de grame de sfeclă roșie, aproximativ o sfeclă mijlocie, suculentă. 100 de grame de morcov, adică un morcov proaspăt, mijlociu. 100 de grame de țelină, aproximativ o țelină măricică. 30 de grame de ridichie neagră, adică o ridichie de mărimea unui ou. Un cartof crud, cât un ou, echivalentul la 70 de grame. Din toate acestea rezultă o jumătate de litru de suc de legume. Sucul se face zilnic și se va strecura foarte bine. Toate legumele sunt trecute printr-un storcător, iar sucul va fi filtrat printr-o sită fină de ceai sau printr-un tifon, deoarece la fiecare 250 de ml de suc există o lingură de sedimente. Aceste sedimente nu trebuie să fie consumate, deoarece sunt dificil de înghițit și de asemenea ele pot fi hrană pentru celulele canceroase. Cancerul trăiește doar din hrană solidă, deci dacă se consumă doar sucul de legume și ceaiul de plante timp de 42 de zile, excrescența canceroasă moare și pacientul trăiește. Chiar dacă se pierd până la 15 kg în greutate în această perioadă, se va simți bine. Rudolf Breuss spune că pentru a supraviețui este nevoie doar de 150 de ml până la 250 de ml de suc de legume pe zi. Sucul se soarbe ușor din lingură, nu se înghite imediat. Se mestecă cu salivă. Se pot bea până la 500 de ml, dar nu este necesar. În plus, din când în când se poate lua o înghițitură de suc de varză murată sau moare, dacă pacientului îi place. Iată cum se execută exact cura. Dimineața se bea încet cu înghițituri mici, o jumătate de cană de ceai rece,
pentru rinichi. După o jumătate de oră, se beau o cană, două de ceai cald de salvie, sunătoare și mentă. După altă jumătate de oră, la intervale de circa un sfert de oră, se ia câte o înghițitură de suc, care nu se va înghiți imediat, spuneam, ci se va ține în gură și se va amesteca bine cu saliva. Până la prânz se vor lua 10-15 înghițituri. Pacientul va consuma sucul de legume doar dacă va simți nevoia. Între înghițiturile de suc se consumă ceai rece de salvie cât se dorește și fără zahăr. La prânz se consumă aproape o jumătate de cană de ceai pentru rinichi, echivalentul la 65 de mililitri. Apoi până seara se poate bea de mai multe ori câte o înghițitură de suc, cum spuneam, ținut și amestecat în gură cu salivă. Seara se beau 65 de mililitri de ceai pentru rinichi, aproape o jumătate de cană, înainte de a merge la culcare. Ceaiul de rinichi se bea doar în primele 3 săptămâni de tratament, vă reamintesc. Atenție, nu se va bea suc de legume fără a bea și ceaiurile prescrise. Se va bea suc de legume cât mai mult, cel mult o jumătate de litru, cu înghițituri mici și mestecat bine cu salivă. Ceaiurile de asemenea se vor bea înghițitură cu înghițitură, amestecate cu salivă. Este de asemenea recomandat consumul unei căni de ceai de năprasnic rece. Acest ceai este absolut necesar pentru toate tipurile de cancer, în special când pacientul a făcut deja raze X, ori tratament cu radiații. Înghițind cantități mici de suc și ceai, bine amestecat cu salivă, pacientul nu va solicita suplimentar sistemul digestiv. Rudolf Breuss mai recomandă de asemenea zilnic o clismă cu apă caldă și mușețel sau puțin ulei. Terapeutul recomandă de asemenea și consumul de diferite ceaiuri, în funcție de tipul de cancer de care suferă pacientul. Ceaiuri care se regăsesc în cartea sa, Tratamentul total al cancerului, modalități de tratare a cancerului, leucemiei și altor boli incurabile. Un tratat care poate fi documentat în detaliu și pe internet. Conform înregistrărilor sale, Breuss afirmă că a vindecat peste 40.000 de bolnavi de cancer. De asemenea, spune că acest tratament poate eșua dacă au fost aplicate alte tratamente convenționale, de exemplu radiațiile și chimioterapia. Cura lui Breuss reprezintă un tratament natural care poate avea succes doar dacă sistemul imunitar al pacientului nu a fost slăbit de chimicale puternice. Dar chiar și astfel de cazuri critice au fost ameliorate. Potrivit lui Breuss, tumorile canceroase se dezvoltă independent și celulele lor pot fi îndepărtate doar prin înfometare cu dieta pe bază de sucuri. Tratamentul prin post ajută organismul să dizolve tot ceea ce este străin. Dacă în plus pacientul are și o credință puternică, Rudolf Breuss este convins de unele miracole care nu s-au putut petrece în trecut. Atât despre cura terapeutului care distruge cancerul și alte boli incurabile. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine și astăzi. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă aștept și data viitoare cu mult drag. Până atunci, vă doresc multă sănătate. Pe curând!